Ziua mondială de luptă împotriva hipertensiunii arteriale este marcată și în Prahova de către Direcția de Sănătate Publică prin demararea campaniei Verifică-ți tensiunea arterială, mențin o la valori normale, care se va desfășura în perioada 17-31 mai. Campania va include distribuirea de ghiduri de specialitate și pliante, discuții interactive, realizarea unui cross sportiv, dar și măsurarea tensiunii arteriale de către specialiști și voluntari. În campanie vor fi implicați și elevii prahoveni care vor beneficia de lecții și demonstrații practice. Hipertensiunea arterială este cea mai răspândită boală cronică. Este foarte cunoscut faptul că hipertensiunea este factor de risc pentru o mulțime de alte probleme medicale, cum ar fi accidentul vascular cerebral, infarctul de miocard sau pierderea vederii, așa că această campanie are în vedere promovarea practicilor comportamentale preventive în rândul populației.